Remorchierul maritim Grozavu a plecat vineri 20 ianuarie din portul Constanța pentru a interveni în sprijinul populației civile din delta Dunării, între porturile Sulina și Tulcea. Misiunile principale ale navei sunt spargerea gheții și asigurarea situațiilor de urgență în colaborare cu autoritățile civile locale din județul Tulcea în sprijinul populației civile. Nava a intrat pe canalul Sulina și a desfășurat misiune specifice îndreptându-se spre portul Tulcea. Grozavu este un remorchier maritim de salvare care se află în dotarea centrului de scafare din Constanța. Acesta are lungimea de 64,8 metri, lățimea de 14,6 metri și este dotat cu două motoare diesel de 5.000 de cai putere. Destinația principală a remorchierului Grozavu nu este spargerea ghețurilor, dar în situația producerii unor calamități naturale, acesta este în măsură să execute și misiuni specifice în folosul populației civile, precum și misiune transport materiale și alimente, misiune transport de persoane și de ajutor umanitar.